Din nou emoții pentru absolvenții de liceu. Astăzi s-a dat startul probelor scrise din cadrul sesiunii de toamnă examenului de bacalaureat cu cea la limba română. Potrivit datelor făcute publice de Inspectoratul Școlar Timiș, 650 de candidați au înscris pentru proba de astăzi. Pentru zona Lugoj, centru de examen a fost Liceul Tehnologic Valeriu Braniște. Elevii au declarat că subiectele au fost pe placul lor și că s-au pregătit mai mult pentru această sesiune. Romanul Ion de Liviu Rebreanu a fost pe placul tuturor. A fost ok, m-am descurcat și am scris ce trebuie. Ce subiecte au fost? Păi, la al treilea am picat ce trebuie, Liviu Rebreanu, adică Ion, și am scris Ion cam de 3 pagini, cam așa, și m-am descurcat. La primul subiect a fost ok, m-am descurcat și acolo, la B, iarăși a fost ok, pot să zic. Ți s-a părut mai ușor decât examenele precedente? Da, da, mult mai ok. Ce ai greșit în examenele precedente? Cum de nu l-ai luat până acum? Păi, la subiectul 3 nu mi-a picat, poetica cu poezii și nu m-am descurcat deloc și... am învățat. Dar acum zic că m-am descurcat și a fost ok. A fost destul de ușor, mai ales subiectul 3, a picat fix și am învățat. În rest, la subiectul 2 a fost o poezie destul de ușor și subiectul 1 flori la ureche, ca de fiecare dată. Până acum cum a fost? De ce nu ai luat până acum examenul? Pentru că nu am învățat, sincer nu am învățat. Și pentru examenul acesta ai învățat mai mult? Da, desigur, de vreo 10 ori mai mult. Sesiunea de toamnă a bacalaureatului continuă mâine cu proba scrisă la limba maternă, care va fi susținută de 7 candidați din Timiș. Iar vineri are loc proba obligatorie a profilului și specializării, la care sunt așteptați 937 de absolvenți de liceu. Examenul se încheie luni, 26 august, cu proba la alegerea profilului și specializării, care va fi susținută de 823 de candidați. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se desfășoară în zilele de 27 august și 28, fiind urmată de evaluarea competențelor în limba maternă pe 29 august. Evaluarea competențelor digitale are loc în zilele de 30 august și 2 septembrie, iar evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională este programată pentru 2-3 septembrie. Afișarea primelor rezultate în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro este prevăzută pentru data de 3 septembrie.